Ce îți place cel mai mult la profesoara ta? Sânii. Cum, bă? Salut, mă, șacalilor, ce faceți? Eu sunt foarte bine, mai nou sunt tătic și mă simt foarte bine. Sper că ați văzut toți clipul trecut în care am adoptat pisicuța. Hai totuși să vă arăt, dacă tot am zis asta, hai să vă arăt pe Yuki. Yuki e pe balcon și doarme, ia să vedem. Ia uite-o pe Yuki, ia uite-o cum doarme, ia Yuki. Mă mir totuși cum nu se trezește că vorbesc foarte tare. Lasă, hai că nu mai intru, lasă, doarmă. Și dacă vreți să fiți niște oameni buni, trebuie să ne dați follow mie și lui Yuki pe Instagram. Aveți acolo linkul în descriere. Pentru că Yuki are Instagram și postează foarte multe poze cu ea, aparent. Astăzi, dragii mei, o să ne uităm la cele mai amuzante răspunsuri pe care le-au dat copiii la teste, știi, la școală. Adică și tu cred că ai dat un răspuns foarte prost odată în viața ta. Eu nu o să uit niciodată cum eram în clasa întâi, în a treia bancă de lângă ușă la intrare. Și dădeam o dictare, frate. Și la un moment dat, nu știu cum era, că Maria se duce în curte și nu știu cum. Și scriam pe caie de la dictando cu foidele, nu știu ce era. Băi, fără să-mi dau seama, frate, ajunsesem la sfârșitul paginii și scrisesem cur, cratimă, te, știi, pe următorul rând. Am despărțit în silabe curte. Băi, băiatule, și când mi-a dat doamna testul, băi, ce-o încercuit acolo, că nu-i frumos nesimțit, cum să te spar curte, știi, să las cur așa pe primul rând și te pe al doilea. Imposibil! Sigur, trebuie să fi făcut și voi ceva, să-mi lăsați acolo comentarii să le citesc și eu și acum hai să le vedem pe cele mai amuzante din lume. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Ce s-a încheiat în 1896? 1895? What? Ăsta a dat răspuns, frate. Zici că-s eu la bac la istorie când mi-o picat fix ce l-am învățat. Fix așa o picat, nu știu cum, așa am scris și eu. Cum numim știința care clasifică lucrurile vii? Rasism. Vai de capul meu, nici n-ar trebui să râd la tot. Cum să pui, bă, rasism, bă? Cum să pui la știință? Vai. Nu-ți dai seama, profesorul care vedea asta, că la un moment dat zice, da, Andreea 7,5, așa, următorul Andrei, și vede acolo cum se numește rasism. Știi? Și rămâne așa, gen rămâne... A? Cum? Găsiți-l pe X! Uite-l! Bă, jur, deci astea la mate, frate, mă definesc pe mine, frate. Jur că și eu aș fi făcut la fel, că nu știu mate deloc. Deci o tabla înmulțirii după 7, nu mai știu. Deci tot la mine se oprește la 7. Nu știu împărțire, mulțire, vector, nu există așa ceva. Doar adunare atâta, dacă mai știu, dar rest nu. Eu știu ce lege, ce formulă trebuia să aplice aici. 4 e aia mai mică, 3 aia trebuia să facă 4, 3, afla-l cumva X-ul ăla, dar nu așa. Aflați-l pe, uite-l aici, uite-l cu cerc, așa l-o încercui și o pusă geata. Desenați celula plante și numiți cele mai importante părți. Și-am făcut o celulă și un plant în ea. Știi că fără ferestre, băr de fier sau bară de fier. Și planta tristă. Băi, ești prost. Uite ce tristă e planta aia, frate. Cum stă celula plantei. Nu știu, frate, dacă sunt făcute la mișto sau ceva în genul. Dar copiii ăștia sunt niște genii, bă, deci genii. Planta în celulă, frate. Uite planta cum stă. Uite așa tristă stă planta, știi, în celula plantei. Celula plantei. Ați vrea să notați cu băiatul din imagine în apă? Încercuiți răspuns. Da sau nu? Și el a încercuit nu. Justificați-vă răspunsul. Nu, pentru că în apă se află gunoi. Și plus că băiatul e gras. La prima parte i-o dat corect, la a doua a zis că băi, dar nu-i fru, băi, bolangeule, băi, dar dacă strântesc un șase, băi, nesimțitule, bă, dar cum să-l faci tu, bă, pe băiatul din imagine gras, mă, că dacă îți strântesc acum un 5 cât tine de mare, nu mai treci clasa, mă. Ana, ramă de copil, ce, n-am văzut așa ceva în viața mea. Rostiți și scrieți, vacă, cow, pasăre, bird, pisică, cat, câine, dog, rață, fac, duck. Bă, cum să pui în loc de duck, să pui fac? Poate pentru noi nu-i așa urât, știi că e România, că nu-i limba noastră, poți să înjuri în altă limbă cât vrei, că la noi nu-i urât. Dar acolo, frate, în loc de duck să pui fac, frate, las-o încolo de treabă, e urât, bă! De ce Saturn are inele? Pentru că Dumnezeu i-a plăcut și de asta i-a pus un inel pe mână. Și o conecta profesorul și i-a zis că Saturn nu era o femeie, e o planetă. Dar tu-ți dai seama, frate, ce drăguț e să fie așa un copilaș mic, știi, pe prin clasa, grădinița acolo, știi, trebuie să zică ție de Saturn, de ce are inel. Păi te gândești tu că ai văzut-o pe mama ta cu o verghetă de aia înfipt aici, știi, mare așa, știi, din fier de la. Și-ți amintești așa de fata aia care îți place ție, știi, așa în clasa întâi, de Maria aia mică, așa, fă, care n-are un dinte, știi, că eu căzut așa, știi, cum ar veni și te gândești la Dumnezeu, eu pun și Dumnezeu, hai, da. Descrieți școala într-un singur cuvânt.
Iar. Bă, da, cum o scris, o scris mare așa să se vadă, frate. Nu o scris acolo, știi, măcar așa de bun simț, bă, să nu consume atâta mină la creionul ăla. Atât au scris, frate, mi-o să se vadă cât pagina, bă, așa au scris. Detaliatul l-a pus, că e cât tot iadul bă, acolo cât o scris el să mor. Numiți patru laterele. Bob. Edison. Kate. Harry, Sam. În loc să pun acolo ce fel de la era paralelogram, romb, pătrat, ce era, el l-a numit așa, numit acolo ce fel de astea, Andrei, Marius, Mihai, eu știu, Robert, Andreea, asta, asta e Andreea, asta mai așa e Andreea, știi? Numiți 6 animale care trăiesc în Antarctica. 2 urși polari, 4 foci. Cum să pui, mă, hai de capul, mă. E ca aia, frate, cu calul, că scrieți o frază compusă din 15 cuvinte care nu știu cum, știi? Și aia cu calul. Un cal fuge, de gâdem, a ajuns, știi? În sensul ăla e. Nu știu, cred că asta mi s-a părut cea mai amuzantă, jur, și aia cu aflații, astea cele mai amuzante. Care e cea mai puternică forță de pe pământ? Dragostea. Nu gravitație, nu-i ca dragostea, frate, iubirea, iubiți-vă, căci cu iubirea facem totul. Acum realizez copiii ăștia sunt foarte deștepți, frate, adică răspunsurile astea, ca să poți să deduci un răspuns de asta, chiar trebuie să fii deștept. Și uite-mă pe mine, care fac videoclip despre asta, la 19 ani jumate, cum beau apă dintr-o cană cu iepuraș. Despre asta e vorba. Acum am uitat și eu în cameră, deci abia aștept să mă tun. Deci mai stă părul deloc, frate. Deci că e Elvis Presley, frate. Uite cum s-a ridicat părul. Johnny Bravo. Știi? Scrieți antonimele. Moarte, viață. Toleranță, intoleranță. Pro, noob. Cred că joacă Fortnite băiatul ăsta. Cum să pui, mă, la pro, nu, mă, zice, dar asta și făcut și eu, ce să poți să pui la pro, frate? Adevărat, ori ești pro, ori ești nu, bă, știi să tragi cu armă, ori nu știi. Ce-ți place cel mai mult la profesoara ta? Sâni. Cum, bă? Bă, cum să scrie așa ceva, că mă doare inima, vai. Totuși trebuie să-l salutăm pe acest băiat, pentru că a avut tupeul să scrie așa ceva, frate. Da, ăsta da vorba, frate. Băiatul care a scris asta, frate, a fost primul care s-a oferit să meargă în raid la Rea 51. Deci asta e, frate, despre asta e vorba. Bine, voi să nu scrieți asta, adică nu vă gândi. Nu, 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 lasă-i pe aia din America să scrie asta, că la noi se înțelege mai urât. La noi totul e mai urât. La noi și o simplă, la noi și un simplu cuvânt urât e cel mai urât, frate. Adică dă acolo, e urât tare, știi? În America e tot mai frumos, să ne ce e cu asta? La noi lasă. Nu știu de ce, cred că o să fiu chemat pe la vreo școală, că copilul a fost exmatriculat din cauza unui YouTuber pe care l-a văzut el pe nume Sneak, când a făcut el videoclip cu răspunsurile astea și o să scrie și el. Și uite așa mă trezesc pe la 19 ani cu mama prin tribunale, cu procese verbale, cu toate acolo să fie. Băiatul este urât. M-a mai pus el o variantă scris urât. Bă, dar e dreptate, bă, dă-le încolo. Dar asta e figură, bă, dar cine a făcut, bă, ilustrațiile, bă, la cărțile astea de copii? Nu, mama, măsii. Să mă bată mama cum arată ăla, zici că n-are ochii umflat, zici că e Batman, nu știu, nu știu ce are pe față, frate. Dar o a avut dreptate, băiatul, frate. Dar bine că o scris așa în graffiti urât, știi? Nu o scris Anglia, așa, o scris urât, așa, cu umbre, știi? Cu text, așa, cu fonturi de alea, premium. Numiți această figură plană, Trapezoidberg. E un robot. Bă, chestiile astea sunt prea caterică, frate. Să zice să numești ceva, să-i pui ce nume. Te-ai gândit așa, îi pui că vrei tu să-l cheme Marius, frate. Îi pui la săracul trapez, îi pui Marius. Da, bă, șacalor, am ajuns la sfârșit cu pozele astea. Ne-am distrat, dar voi să nu faceți asta niciodată. Să nu, lăsați-i pe alții să scrie și voi să faceți și voi la rândul vostru. Când ajungeți ca mine videoclip despre ei, e mai bine așa. Eu nu vreau să fiu prin tribunale acum, că ați văzut voi un tip din Moldova de 19 ani care face videoclipuri pe YouTube cu o zi să... Deci nu vă rog frumos. V-am zis să-mi lăsați și voi în comentarii neapărat, frate, neapărat ce ați scris și voi așa, dar să fie să vă certe profesorul, să vă cercuiască, să vă pună. Bă, mulți dintre voi nu mă aveți la follow pe Instagram, așa că pe linkul din descriere dați un follow la Sticuleț, că acolo postez în fiecare zi o grămadă de story-uri și chestii. Și trebuie să fiți la curent și acolo, deci neapărat, vă rog frumos, nu se mai poate așa ceva. Ce să vă mai zic, baftă la școală, eu mi-am luat un pic de vacanță, da, mama a fost de acord să-mi iau două săptămâni de vacanță de la facultate. Am muncit prea mult primul semestru și am zis că trebuie să-mi iau așa un pic de vacanță. Voi să mergeți la școală, să vă faceți temele, să mâncați fructele la prânz, să beți apă, să vă hidratați. Deci asta neapărat. O să dau un like pe Instagram la o poză celor care îmi scriu pe Instagram în DM Marius. Scrieți Marius și o să vă dau un like la poză, să aveți profil public. Eu v-am pupat. Pa, bă!